Pe 15 martie, timp de 15 minute, mai multe companii și instituții din regiunea Nord-Est, dar și din întreaga țară, își vor suspenda activitatea în semn de protest față de lipsa autostrăzilor. În județul Iași, activitatea primăriei Dobrovăț va fi suspendată. De remarcat este faptul că primarul din Dobrovăț, Cătălin Martinuș, este membru PSD. Cum v-ați gândit să faceți? Cum se întâmplă la dumneavoastră în comunitate? Nu cred că se trebuie prea mult să te gândești la asta. Adică e un reflex, nu e o poveste de logică. E o necesitate și atâta tot. Și mi se pare firesc să susținem și noi. Nici nu se pune problema, adică cum să nu susții așa ceva. 15 minute pe data de 15 martie la ora 15. Și vom recupera la sfârșitul programului. Adică nu, nimeni nu va fi dezavantajat de povestea asta. Faptul că nici măcar mari investitori nu poate să dezvolte nimic aici din cauza asta. Adică, pur și simplu, e necesitatea, nu e a comunii de Dobrovăț neapărat, e în ansamblu a județului Iași și nu doar a județului Iași, ci a Moldovei, pentru că decalajul între vest și est se adâncește și noi nu putem efectiv să recuperăm din decalajul ăsta, cu toate că recuperarea total nu se va întâmpla niciodată, dar măcar parte din acest decalaj să recuperăm și asta nu se poate face decât cu căi de comunicație. Suceveanul Ștefan Mandachi a lansat cu ceva timp în urmă manifestul pentru construirea de autostrăzi și a anunțat că va opri activitatea afacerilor sale timp de 15 minute, pe 15 martie, la ora 15. Mai multe companii private, dar și instituții din diverse domenii, au anunțat că se alătură protestului lansat de omul de afaceri.